Complexul energetic Hunedoara este gata să renască. Asta susține acum directorul general al celui mai mare angajator din județul Hunedoara, care spune că sunt și resursele financiare și planurile de viitor gata și așteaptă doar să fie puse în practică. Nu a vorbit despre lipsuri și chiar a precizat că acestea nu mai există, iar minele rămase acum în funcție pot să rămână pe mai departe. Noi lucrăm la un program, dacă o să reușim, va continua mineritul și la Lupeni, și la Lonia, și toată Valea Jiului. Există posibilități, am identificat sursele necesare, materialele au fost făcute, sunt trimise la forurile superioare, așteptăm rezultate și clarificări dacă mai este necesar. Nu s-au făcut investiții în minerit, însă acum noul director al CEH susține că asta se va întâmpla. Totuși afirmă că unul dintre angrenajele mecanizate din mina Lupeni va fi scos și trimis în Polonia, de unde cel mai probabil îl luăm de nou. Noi capacități de producție se vor deschide la mina Vulcan și la mina Livezeni. Cât de curând? La mina Vulcan estimăm undeva la finele anului, iar la mina Livezeni spre jumatea anului viitor, 2019. Cu reparațiile necesare, respectiv scoaterea complexului de la mina Lupeni, repararea lui în Polonia și introducerea la Livezeni. Din păcate însă, sindicaliștii spun altceva. Când vorbim despre investiții, trebuie să vedem sursa de finanțare, pentru că aici este o problemă extrem de mare, problemă pe care noi am discutat-o atât la nivelul Consiliului de Administrație, cât și la nivelul Ministerului. Și noi ne-am dori ca acest lucru să se întâmple, doar că va trebui să găsim sursa de finanțare pe care în momentul de față noi nu avem. Acum, dacă vorbim despre mina Livezeni, știm toți că acolo trebuie să fie adus complexul de la Lupeni, care urmează să fie folosit la mina Livezeni, dar nu cred că putem vorbi aici de investiție. Vorbim de un mijloc fix care are o durată normată de funcționare, care a fost parcursă la mina Lupeni și pe care se intenționează a fi scos de la Lupeni, reparat și introdus la mina Livezeni. Complexul energetic Hunedoara, unul din cei mai mari producători de energie din țară, estimează pierderi de 291,02 milioane lei în acest an, cu 62% mai mici față de cele raportate anul trecut. La venituri totale de 453,39 milioane lei, iar asta în condițiile în care activitatea s-a restrâns treptat. Cheltuielile totale bugetate pentru acest an sunt în sumă de 744,41 milioane lei, iar acestea sunt singurele certitudini deocamdată. S-au mai oprit ploile și la mină se vede cel mai bine, pentru că lipsa de personal se simte în aceste zile extrem de acut. Și așa sunt puțini mineri care lucrează efectiv. Unii sunt în concediile de odihnă, iar ceilalți la muncă brută, pe câmp. Este deja de notorietate faptul că ortacii în perioadele de vară, când este de coasă și de strâns recoltele, sunt în foi de boală. Și asta se întâmplă și acum, fapt ce îngreunează extrem de mult lucrul în subteran. O spun și sindicatele care recunosc că asta nu mai este o noutate. Având în vedere perioada în care ne aflăm, aceste probleme sunt acum puțin mai apăsătoare, pentru că, după cum știm, efectivul s-a diminuat și, în mod clar, în momentul de față, activitatea pe parte de minerit se desfășoară destul de greu, știut fiindcă fiecare om este foarte important și, așa cum am spus, prin faptul că efectivele s-au diminuat, activitatea se desfășoară mai greu. La fiecare unitate minieră sunt probleme cu personalul și nu există mină la care ortacii să nu fie în foi de boală. Sunt statistici care se repetă an de an, iar conducerile unităților miniere nu au luat niciodată măsuri care să-i determine să renunțe la astfel de practici pe minerii care au și gospodării. Din discuțiile pe care le-am avut cu directorii sucursalelor, activitatea este îngreunată, dar se desfășoară cu efective mai mici decât ar fi normal. Productivitatea este și ea afectată, însă nu se poate face nimic, spun cei care lucrează în sistemul extractiv. An de zile, minerii din Valea Jiului au fost în atenția opiniei publice cu foile de boală, care însumau zeci de ani de nemuncă pe fiecare sucursală minieră în parte.
Pe de altă parte, minerii sunt la vârste înaintate și au probleme de sănătate, iar aceste foi de boală se pot justifica relativ ușor, date fiind problemele de care suferă fiecare dintre cei ce trudesc în subteran. Conducerea complexului energetic Hunedoara nu a reacționat până acum în cazul accidentului de muncă de la mina Lupeni, în care un miner și-a pierdut viața în abataj, iar acum directorul general Samuel Tioane nu a vorbit decât despre condițiile pe care le aveau cei doi mineri aflați în front. Concluziile sunt departe de a fi trasate și ITME încă nu a definitivat ancheta în acest caz. Însă, potrivit celor de la CEH, de la mina Lupeni nu lipseau materialele necesare, așa cum a fost în cazul stâlpilor care au produs ultima surpare în care au murit mineri. Ancheta se va face de către ITM-ul și procuratură. Din ce putem noi să spunem, materialele necesare au fost asigurate și la momentul respectiv. Restul decid forurile superioare care se ocupă cu așa ceva. Un miner de 42 de ani a murit luna trecută, iar un altul de 33 de ani a scăpat ca prin minune după ce tavanul abatajului în care lucrau s-a prăbușit, la schimbul 1 la mina Lupeni. Cei doi bărbați au fost prinși în subteranul minei într-un abataj care s-a prăbușit pe o distanță de maxim 2 metri, dar cei care conduc complexul energetic nu cred că celor din subteran le lipseau materialele în acel moment. Anul trecut, în luna octombrie, la această mină au fost surprinși, dar pe o altă galerie, 11 mineri. Doi și-au pierdut viața atunci și ancheta a scos la iveală lipsurile. Despre toate acestea, însă, liderii de acum ai minerilor spun că nu mai reprezintă o problemă și cred că accidentul s-a produs din alte cauze. O mână de tineri ajutați de voluntari au gândit un proiect excepțional de revitalizare prin cultura minei Petrila și a orașului implicit. Ion Barbu este cel care a dus la mina arhitecții. A creat Planeta Petrila, o asociație ce vrea să redreseze întreg sistemul învechit de la mină. Și acum, la finele acestei săptămâni, mina va prinde din nou viață. Asta după concertul de luni seară a celor de la Night Losers. La finalul săptămânii, după ce finalizăm și noi pregătirile în spațiile de la mină, vom organiza evenimentul propriu-zis Exploatarea Culturală Petrila, care înseamnă, de fapt, animarea încă 6 spații cu artă, efectiv, și cu intervenții artistice și culturale. Știu că ați cerut chiar voluntarilor să aducă plante. Da, acela este proiectul Suzanei, să animăm și curtea minei, să creăm, de fapt, Le Jardin du Pompadour, de fapt, în care să dăm un exemplu de cum ar putea să fie mai colorat acest amplasament. Exact pe conceptul pe care mergem, creăm prilejuri, creăm un precedent, pentru că în momentul în care reușim să intrăm efectiv pe finanțări mari, în momentul în care se termină problemele legislative, birocratice, să putem să arătăm, uite, asta se poate întâmpla și asta se poate perpetua. Acești oameni cred, prin culorile pe care le dau fostei mine, la propriu și la figurat, că ea poate reînvia și nu se opresc doar aici, ci s-au gândit și la strada pe care se află casa memorială a marelui Ion de Sârbu. V-aș ruga să-i spuneți noul centru vechi al Petrilei și pe care îl vom inaugura, cred că vineri, și care se va îmbunătăți pe zi ce trece. Ambiția noastră e de a face din strada Ion de Sârbu cea mai frumoasă stradă din Petrila. Dacă dai un search acum pe Google, mina Petrila are noi înfățișări și o nouă culoare, iar la finele acestei săptămâni fiecare dintre noi am putea să trecem pe acolo și să vedem ce s-a făcut cu foarte puțin bani și foarte multă inspirație.